Aproape 1000 de amenzi și peste 100 de permise suspendate. Acesta este bilanțul polițiștilor gorjeni după controlele de amploare desfășurate în trafic săptămâna trecută. Acțiunea a avut loc în toate țările din Uniunea Europeană pentru a reduce numărul accidentelor produse din cauza vitezei excesive. Peste 1000 de conducători auto au fost trași pe dreapta de polițiștii gorjeni. Sute dintre aceștia s-au ales cu amenzi pentru că nu au respectat regulile de circulație. Dintre cei 1000 de șoferi care au fost opriți în trafic de polițiști, 700 au primit sancțiuni. Aproape 150 de șoferi s-au ales cu permisul suspendat. În perioada 1-7 aprilie anul curent, la nivelul IPJ Gorj, polițiștii au desfășurat activități în cadrul acțiunii Tispol Speed, acțiune desfășurată la nivel internațional, care a vizat respectarea regimului legal de viteză. În cadrul acestei acțiuni, polițiștii au controlat peste 1000 de autovehicule și au aplicat 725 de sancțiuni contravenționale șoferilor care nu au respectat regimul legal de viteză pe anumite tronsoane de drum. De asemenea, zeci de șoferi s-au ales și cu permisul suspendat. Totodată, polițiștii au ridicat 147 de permise de conducere, șoferi care au depășit limita legală de viteză cu peste 50 de km la oră. Polițiștii rutieri au acționat săptămâna trecută cu toate radarele din dotare pe drumurile din județul Gorj. Acțiunea s-a desfășurat în toate țările din Uniunea Europeană și are ca scop conștientizarea șoferilor vitezomani, viteza excesivă fiind principalul factor de producere a celor mai grave accidente soldate cu victime.